salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi am venit din nou cu magnetul pe Siret, suntem sub Budla Cosmești, unde ați zis câțiva dintre voi că sunt foarte multe obiecte. Trebuie să ne încercăm și noi noroc. Aici bate foarte tare vântul pentru că suntem sub pod, dar hai totuși să ne încercăm noroc. Bă, ce tare bate vântul. Normal, când am venit nu bătea vântul, dar e sub pod, se face curent. Lebede. Uitați și niște lebede. Simți ceva, Mihaela? Din păcate nu. Nu știu, vedem. Acolo iau podul ăsta. Hai că-s podul. Hai, hai să dăm mai lângă piciorul podului pe aici. Încercă și noi, sper să găsim ceva. Chiar dacă noroc nu prea ținut cu noi zilele astea. Ai găsat ceva? Cred că s-a agățat de bolovan. S-a agățat de bolovan. S-a mai domolit vânt un pic. Fii așa? Da. Hai. Încercăm până acolo în față. Nu cade nimic. Sper să găsim ceva. Sper. Măcar azi. Poate vom prinde ceva. Scara? Ai o scară.
cam dificil să prindem ceva aici, că e sirietul. Și lucrurile ușoare le ia, știi? Curenții. Le duce la vale încolo. Da. Da. O să mergem și pe malul celălalt, dacă nu găsim nimic aici. Și încercăm. Dar sper să avem noroc să găsim măcar, nu știu, un brelog, o monedă, ceva. Am închis și într-un op. Trebuie să fie aici. Da, da. Dacă nu avem noi noroc, asta e. Ce, mergem pe malul celălalt? Da, pe malul celălalt. Hai să mergem. Nu, dacă ai dat, n-ai prins nimic. Or fi el ceva pe aici, da. Și când ai prins cu ei, zis? Că nu? Am văzut că abonații nu ne critică când mai punem câte un clip de ăsta fără succes. Asta e, nu prindem mereu. Mai sunt și zile în acestea. Uite, vezi apa mică acolo. Da, acolo e apa mică. Stau lebedele în picioare. Păi n-are rost, dar mai încolo nu cred că e nimic. Eu am să ieși sub pod. Da, îl s-a gat între pietre. Mergem în partea cealaltă, nu? Dacă găsim ceva, dacă nu, asta e. Hai da. Strângem magnetul și mergem pe partea cealaltă. Sperăm că acolo să găsim ceva mai interesant. Mai interesant ca aici, nu? Da. Hai, venim odată și dăm de sus. Și dăm de sus de acolo, mergem pe pod cu magnetul prin apă, dar sper să nu-l agățăm de într-un clip viitor. Ne vedem pe partea cealaltă. Ce zici, Mihail? Avem succes? Bine, să avem. Mergem pe partea cealaltă. Am vedea ce-o fi, nu? Nu mai suport, nu cum ești. Vedem.
Urcă. E ușor la pescuit cu magnetul, nu? Hai pe partea cealaltă. Încercăm să vedem, poate găsim ceva. Sper să găsim. Sper, din toată inima. Eu nu cred că vom găsi. Ești pesimist. E prea rapid sirietul de azi. Am încredere. Am ajuns și pe partea cealaltă a podului și sperăm să avem mai mult noroc. S-a înfipt în mână. Te murdărești pe mână? Da. L-ai aruncat, Oleg? Ai putere, eu? Chiar sper să prind un ceva. Un șarpi? Nu. Șarpi de... Un pic cu verdeață de asta. Măcar am prins ceva, vezi? Ce ai prins? Verdeață? Mm-hmm. Ui, verdeața aia, ce urât e. Era sigur că îl înțepenești acolo. S-a înțepenit? Da. Nu mai tragi în col. Revenim după ce îl descălcim. Nu mai dăm lume aici. Am încălcit magnetul. Ești odal acum. Da. Era să-l pierdem. Mergem undeva prin siret, mai în față. Sau de aici, Mihail. Poate găsești și aici, la piciorul podului. Nu știu, ce ești tu? Stânca? A, nu da chiar în fața stâncii acum, chiar să-l prinzi tot. Să rămân acolo. Dar las-o-l, fierul, că vezi și el. Iar e vântul, ne-am băgat sub pod, iar a început vântul. Clar, nu avem șanse nici azi, la nimic. Nu știu bun. Ce? Păi cred că l-am luat de pe mare pe ăsta, că nu-i ud. Un lacăt? Un lacăt. Băi, e tot de bine. Păi cred că l-am luat de pe mici, că nu-i ud. Da. Ce tare și asta. Hai mă, că am prins ceva, vezi? A fost el chiar în apă, dar... N-am venit, nu știu, că n-am. L-ai luat după mal? Dar nu era așa, nu știu. Ah.
acolo. Mai arunc o dată tare încolo. Cât poți tu așa. Bravo. Poftim? Poate o bucată de fier, de ce-ți muncești și nu-l tragi ușor. Simți ceva? Ai văzut ceva pe el? Hai să mergem la capăt. Vino și trage-l undeva de aici, ca să-l tragi în partea asta așa. Da, nu mai. Nu mai, asta e ultima dată care mai dai. Dacă prinzi ceva, prinzi, dacă nu. Iar e puria, nu? S-a agățat? Da, e stâng acolo. Gata, Mihaela, nu mai dăm aici, că n-avem, n-are niciun rost. Am încercat. Ce? O bucată de fier. O bucată de fier. Îmi spui și multe verdeață pe asta. Foarte multe verdeață. Gata, hai spălăm magnetul și cu astea și... Păi, noi am încercat, nu? Am găsit două obiecte. Poate mai găsim. Da. Mai mergem un pic încolo? Nu, magnet are rost, nu să mergem pe serios. Acesta a fost și clipul de astăzi. Am dat pe ambele părți ale podului. Am găsit doar două obiecte. Lacătul și un fier. Norocul ne-a cam părăsit, dar măcar am încercat. Nu uitați să ne ajutați cu un like, bineînțeles dacă vreți, și ne vedem data viitoare, sperăm cu mai mult noroc. Pa! Ce găsești? Hei, uite-te, ce faci, Mihaela?